Sunt la Ploiești, pe, nu-i națională, dar nu știu cum se numește. Ilie Oana. Mare om Ilie Oana. Și o să aibă loc un meci internațional a artiștilor, de ăștia șmecheri, Temișan și mai câțiva. Și în generația de aur cu Hagi, Popescu, toate vedetele, mai puțin Hagi și Popescu. Și este meci caritabil, se strâng bani pentru o cauză umanitară. Aurelian, ești mare, atât fizic, cât și ca și vedetă. Cu mare drag, nu aveți dacă părinți, toată lumea, bunici, străbunici, toată lumea te admiră. Dacă și străbunici, mi-ai dat o veste. Ziceau, bă, eu pe melodia lui Aurelian am cumpărat-o pe străbunică ta. Și am zis, bă, bravo, mă, adică datorită ți exist eu, că altfel eu nu existam. E mare lucru. Să știi că încă mai am un telefon, numărul de telefon al lui Ștefan cel Mare. Da. Sper să mai îmi răspund. La inaugurarea la Suceviță, acolo la mănăstire, când ai cântat. Ai rupt. Am rupt. Ai rupt acolo. Am rupt anglica, am rupt tot. Și cu ce ai mai fost prieten din trecut? Cel mai nou prieten e Gica Petrescu al meu. Dar gen pe Iisus l-ai prins? Acum 2000. Eu cred că m-au sunat să mă invite la... Hai să nu vorbim despre... La botez. Acolo, știi? Că Aurelian botezătorul, știi? De fapt era Ioan și Aurelian, și-o ales pe Ioan până la urmă. Ce condiții putem rămâne prieteni? În ce condiții poți să iau numărul de telefon și să zic, bă, eu când îți confată, zic, bă, iau numărul lui Aurelian Timișoane. Am mai pățit-o și altul. Dacă tu nu crezi, dacă tu nu vrei să o facem în seara asta, eu îl sun acum pe Aurelian și ți-l dau la telefon, zic că nu cred că ai. În ce condiții putem rămâne prieteni? Mai frumos ar fi, știi, când ne vedem odată, tu ești cu prietena, da, să mă rogi înainte. Când mă vezi cu prietena, salută-mă, întreb-mă ce fac, știi? Și el e cu prieten și zic, alo, ce faci, prietene? La care, ce ai, mă, de unde mă cunoști, pleacă? Da, da. Numai nu-mi asta țină. Asta o țin minte. Întrebarea evidentă e, cum de-ați acceptat să veniți la meciul ăsta pe frigul ăsta? Și că ne face plăcere. Pe frig? Pe frig. Și, de exemplu, dacă eu vă chem la un fotbal, ești din Cluj. Salut, Ionel, vii la un meci acolo pe un sintetic în Cluj. Tu vii, prezent? Dacă sunt acolo, vin. Dacă sunt în Cluj, dacă vii, sunt la București, nu vin. Și dacă eu la București te chem, oricând ești prezent? Sigur. Bă, incredibil! No. Păi îl chem la ziua mea. Ce este penalti pentru... Hei! Stai, scuze, îmi cer scuze. Deci te rog, scuze-mă. Hai, Cristian, cine eu? Cheamă poliția. Te rog, artiștii. Minutul 63 am pus papariu, dacă se poate penalti, 63 dublăm. Nu se poate. S-a schimbat țara des, gata cu corupția. Salut! O chestie scurtă, să știi că am dat la Tudor 5 lei pentru penalti. Dacă poți să cadă minutul 67 pe... Și dacă nu-i mingea, și dacă e în cealaltă parte mingea, dacă cazi rost, se dă penalti. Tu ești atacant acum, nu? Am vorbit, tu o să fii atacant. Să-mi iasă biletul, te rog. Să cazi minutul 67. Îi dădeam comision, nu înțeles nimic. Toți ăștia s-au mai împlinit, așa, s-au făcut cu burtă. Tu nu. Care e schema? Care e secretul? Nu avem scheme. Da, e o schemă, dacă toți, deci din 11-10 grași și tu ești fit. Înseamnă că tu ai ceva special. Nu vede masa. Cum? Nu vede mesele, sala de mese. Nu prea mănânci? Ba da. Și atunci faci mișcare, faci sport, faci... Ce se întâmplă? Faci sport în fiecare zi. Mult sport? Și tot pe fotbal sau te-ai reprofilat? Șah, poker, ce băgați? Șah. Deci mult șah și deci după fotbal șahul e perfect, exact ce trebuie. Deci am venit la vestiarul ăia care e serios la fotbal și am găsit un neserios aici. Ce faci aici? Nu trebuie să fii dincolo. Bă, m-au chemat la fotbal. Așa. M-au chemat. E? Deci am ajuns la Ploiești și nu știu în ce vestiar să intru, că nu știu dacă știu oameni de televiziune, nu sunt artiști. Da, asta am vrut să intru la artiști și m-au lăsat, că au zis, bă, ce artă e televiziunea. Și mai determină televiziunea asta la fotbal. Și m-au băgat aici la legende cu munca. Și na, încep să prind. Am prins și tricou. Dar deci poate oricine să ajung aici. Nu pot să ajung și eu? Ba da. Zic că și eu sunt așa cât de cât, așa și dacă se poate rezolva. Da, și tu ai avea aceeași problemă ca și mine. La mine pe stadion când se strigă hoții, toată lumea crede că strigă oțil. Și la tine că zice, bravo! Da, eu ar vorbi cu Stelea. Ar vorbi cu Stelea de femei. De femei ar vorbi. Eu n-aș vorbi cu Stelea de femei. Uite-te la el, zici că are 22 de ani, e numai mușchi. Și ia pune-te în picioare lângă el sus cât e de mare. Dar oare lovește dacă îl întrebe de femei? Treaba ta, hai că măriți. Dacă e scandal, te bagi. Am întrebat multă lume dacă o să mă bat sau nu, așa că o să te întreb direct. Cum stai cu fetele? Cu fetele? Da. Ai creat o întreagă legendă în jurul tău. Ce legendă? Bă, Stelea, bă, tu ești nebun. Era corar la el. Eu spun ce se aude. Da. Gurile rele, fake news. N-am, cred că astea sunt știri eronate. Bă, voi așa vorbiți cu un ardeal, cu eronat, nu? Cred că da, vorbim. Da? Da, mai mult suntem pe gesturi decât pe vorbit. Dacă... Dar de unde legenda asta că n-am nicio treabă eu cu fetele? Să zicem că prin absurd ai avea treabă. Da. Prin absurd, Doamne și ferește. Dacă, de exemplu, dea numărul la un artist, o sun sau să-ți prim mesaje? Tu ce ai face locul meu? Nu, elegant ar fi să o sun. Să o sun? Ești bărbat, nu? Da. Să o asumi. Da. Dacă vrei să fii și mai elegant, e ca să nu-ți pierzi vremea iurea și da. Să... deranjezi fata, da. Să întrebi înainte dacă ai vreo șansă, dacă poți să vorbești cu ea, dacă e interesată, nu așa, să te duci să începi cu picioarele pe... Da, da, mai chill. Mă să nu par prea pămpălă, eu am riscul să par pămpălă, nu știu din ce cauză, că așa fizicul pare alfa, dar nu înțeleg de ce are. Dacă în ziua de azi a avea bun simț înseamnă să fii pompălău, avem probleme. Bun. Obicei, pentru unul dintre artiști sau fotbaliști. Acum pentru tine când te văd. Bun, să excludem persoanele de față aici, o chestie firească, un reflex, un impuls. Îmi place de tine că ești foarte entuziasmat așa. Așa e. Ce părere avea de să te, cumva să unim televiziunea cu online? Eu vin dintr-un domeniu mai superficial, mai libertin, în care se pune mult accent. Superficial, nu aș zice superficial. Mai spontaniu online. Ar putea să fie o comunie între cele două ramuri în momentul în care noi am intrat în comun și s-ar stabili o legătură între noi. Între noi doi? Da, eu sunt Mircea. Eu sunt Mădălina Bălan. Bună, Mădălina Bălan. O să te rog, Cristian, timpul ăsta acolo în regie să verificați Facebook-ul Mădălina Bulanța, vedem dacă e singură sau nu și în funcție de asta să mă calculezi următoarele mișcări față de Mădălina. Da, Mădălina, așa se lucrează în online. Dacă ești milionar, e o șansă, stă doar cu milionari. Sunt milionar vizual. Am un canal cu peste 1 milion de vizualizări, 1 milion de subscriberi. Deci ești milionar în ceva, bravo. Deci ok, nu? Deci ok, deci bună. Ești conform așteptărilor mele. Exact când ești dezbrăcat. Sper că nu-i nimic întâmplat. Pot face o mișcare sexy de dans? Ceva să învăț și eu. De exemplu, eu la dans sunt groaznic, știi? Și când îți cu una, așa la povești și-s bun la vrăjală, ca și cu tine. Păi da. Ai început. Da, la dans îți dezastru, îți Blake, lemn, total. Ceva. E bine așa? Deci Cornel a zis că e ok. Bun. De ce am bolă pe tine? Eu sunt de la care produc în fiecare săptămână. Voi artiștii, cântăreții, când scoateți o piesă, stați 30 de ani cu ea. Eu dacă o săptămână nu scot nimic, e hit, tată, da, e de înțeles să stai cu 30 Adrian, de ani. Deci am de la... Hit după hit, am să-ți dau iar de gândit. Famația inimii, catena, da, toți copiii de la 4-5 ani, aici te contrazic, mă știu. Și câinii fac așa. Este domnul problemă, până la urmă, este omul care acum... Cât timp era? Au trecut ceva ani. 2001-2004. Vreo 50 de ani atunci, știi? Mulțumesc frumos. Înainte și... Ară bine la... Arăți bine. 800. Bă, ce bun erau la videoclip, acum ascultă-mă că zic. Da. A fost un... Știi ce era tare? Că nu puteai să iuzi când vrei tu. Stăteai pe Atomic, o zi să prinzi videoclipul, domnul problemă, să o vezi pe aia bună, știi? Da. Pe clasa 6 eram... A fost primul videoclip, să știi, ce ne-au avut să-l interzică, adică nu știți chestia asta din spate. Nu știu, dar pentru aia de-a 6 ai făcut un mare bine. Să fac cu viața mea, de tine scap oricum, dar mai fac și altceva. Și fetele a două ce mai fac de acolo, din videoclipul ăla de acum 50 de ani? Oare cum? Acum-s bunici? Ce fac? Să mă duc să întreb. Măcar dacă nu mă dau la ea, mă dau la nepaută sa. Asta. Tu, bunică, te era bombă. Cât să n-aveai tu-l două? Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține, dar să știi că mi-e sete de tine, bun să roiam așa. Da, eu am făcut pentru surdomuț în caz că nu înțelegeau versurile, bine, pentru că noi încercăm să atingem tot publicul. Ah, bine. Păi unde e? Publicul de acasă, că aici de acasă, da. Chiar dacă sunt aici doar 500 de oameni, pe mine mă urmez milioane de oameni. Știu. Și de asta, Ralfo, acum ai șansa de 10 secunde pentru a fi din nou popular și se vadă o țară întreagă. Adică din nou, pe sunt deja. 10 secunde, Ralfo. Gata, asta a fost. Mersi mult. Mult succes. Cu mare drag. Pune, cât a fost scorul? Scorul a fost 8-4. Ideea este că... 8-4? Da. Și voi ați fost cu 8 sau cu 4? Nu, cu 4 am fost. Dar nu e nicio problemă, s-au ratat foarte multe ocazii. Eu n-am zis mișto, nu știam, știi? Știu, dar nu s-a mai ținut cont de scor atât de mult, pentru că noi am vrut să joace toată lumea de la noi. Tu ai jucat? Da, normal, am fost capitan și am început... Ai dat gol? Nu, n-am dat gol. Da, pentru că sunt fundaș. Vedem această fază vară și totuși mingea autogol al lui Dani. Dani, felicitări! Până la urmă a mers schema, el a jucat pentru artiști, dar s-a închis sub tricoul legendelor. Cum a mers schema cu golul? A fost tare? Așa am vorbit. Da? Mi-am dorit golul mult. Da. De pe poziția mea, ultimul din dreapta, e greu să dai gol, deci mai ușor la mine în partea. Asta e o lecție de viață până la urmă, știi? Da. Deci e ca și ceilalți care schimbă partidul, dar până la urmă, pac, schemă. Și sunt tot acolo cu sufletul. Și tu, în continuare, ești la ei aici, în vestiare. E tare fapt dacă noi discutăm, dar ei chiar nu s-au prins. Uite, oamenii în jurul meu și nu știu că tu ești cu ceilalți. Unii sunt chiar dezbrăcați. Pentru că nimeni nu a dorit să vină să zică ceva la conferința de presă, m-am înțăpat eu, așa că vă pot spune că a fost un meci, bun, aș putea spune, dacă aș avea pretenții foarte, foarte slabe. Felicit ambele echipe, mai ales aia cu 8, mai puțin aia cu 4 și sperăm ca la următoarea ocazie să